felicitări pentru acest meci. A fost neașteptat de rapid și toată lumea a fost uimită pentru ghilotina pe care tu ai făcut-o, pentru cât de rapid ai terminat meciul. Eu sunt curioasă, cât de mult ai antrenat la sol? La sol m-am antrenat cel mai mult, la pumn nu prea, la pumn am fost pregătit de același antrenor, a fost destul de ok. Emoțiile, de data asta nu le-am avut chiar atât de mari, să zic așa. Le mulțumesc tuturor că sunt alături de mine și că sunt lângă mine, cum a fost de obicei. Mama, sora mea, pentru nepotul meu, Denis, Leo, Naciu, fratele meu, toți nebunii mei. Însă, lui Dastinel îi urez multă sănătate și mi-a plăcut cum a fost și el. Eu mereu am învățat că râdeau toți de dansurile mele. La dansuri, ce ești tu, sunt și eu, așa că respectă scena. Atât am avut să zic, vă mulțumesc mult. Ce frumos, îți mulțumim și noi, Cedi. Dar eu cred că toată lumea e curioasă să știe pentru cine a fost mesajul ăla. Ai dat tu mesaj pentru... Se știe. I-am zis, chiar dacă ecranul ăsta mic ne desparte, atât de mare e iubirea. Mulțumesc. Și va fi la următorul tău meci, va fi și ea alături maybe de tine? Maybe. Și vreau să... Că i-am promis și lui fratele nostru, lui Meco. Meco, te iubesc, Selim, la fel și pe tine, că m-ai sunat. Te-ai gândit la frățiorul tău. Te iubesc mult. După cum am văzut și am auzit cu toții, s-ar putea, s-a pus problema de revanșă între tine și Dastinel și eu sunt curioasă dacă, în afara lui Dastinel, mai ai pe cineva pe lista provocărilor, cu cineva cu care ți-ai dorit să intri în cușcă. Știu că o să apară foarte multe comentarii, deci enorm de multe comentarii. Dastinel o să poarte ură pe mine, dar eu accept acum, cum el va accepta, meciul în viitoarea gală, dacă se va întâmpla, revanșa. Îți mulțumesc, Cedi, și îți doresc mult succes pe mai departe. Să nu te culci pe ureche, mergi și de... În seara asta te odihnești și de mâine te reapuci de antrenamente, da? Clar, dar oricum, era să mă culc pe ureche la propriu. Vă pup maxim, ce să mai zic, vă iubesc mult pe toți. Te pupăm și noi și te iubim și îți mulțumim pentru că faci parte din familia RXF. Două meciuri, două câștiguri pentru Cedi. Aici de față, Simona Hapciuc sunt și eu și vă salut din cușca de la RXF.